Bine v-am găsit! În etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a 2-a, ASEA Târgu Mureș primește sâmbătă 10 mai de la ora 19 pe stadionul Transil vizita formației FC Old Slatina. Pornită de pe poziția a 3-a în play-off, echipa mureșeană a urcat după prima etapă în clasament și este principala candidată la promovare, după ce a învins clar cu 4-1 pe CSU Craiova. S-a desprins cu cea de la Bistrița și este singura echipă care a obținut maximum de puncte. Așadar, partida de sâmbătă are de această dată o favorită sigură. Echipa lui Adrian Falub, care este și principala candidată la revenirea în Liga 1. În ultima etapă din tur, ASEA primește sâmbătă 10 mai, la ora 19, vizita formației FC Old Slatina. Pornită de pe poziția a 3-a în play-off, echipa mureșeană a reușit doar succese și este principala candidată la promovare, după ce a învins clar cu 4-1 pe CSU Craiova. De asemenea, este singura echipă care a obținut maximum de puncte. Adversara de sâmbătă s-a clasat pe ultimul loc la derbiul play-off-ului, cu doar 9 puncte și nu a mai obținut niciunul de atunci. Oltenii a obținut în sezonul regulat 4 puncte, tocmai în confruntările cu ASEA, fiind singura adversară dintre cele 5 pe care mureșenii nu au reușit să o învingă și nici să înscrie vreun gol. A fost 0-0 în tur la Târgu Mureș și 1-0 la Slatina. Partida de sâmbătă are de această dată o favorită certă, echipa lui Adrian Falub, fiind și principala candidată la revenirea în Liga 1.